Rugăciunea de sine mișcătoare. Adică nu te rogi numai un ceas, două, permanent. Că zice la cântarea cântării, eu Domn și inima mea vechează și se roagă. Și zice Apostol Pavel, neîncetat vă rugați. Nu îți puteți avea carne cu mine, este un care se roagă neîncetat. Așa l-a luat la rugăciunea numită de sine mișcătoare. Și mai spune decât alta, e rugăciunea văzătoare. Asta au zis Sfântul Antonie cel Mare. Zice că el avea sub comanda lui pe 10.000 de pusnici. Și odată stând de vorbă, zice, fratele nostru, amunit triotul, la 1.000 de kilometri era, mudrinitri. Acum a ieșit din trup și vine să încine la noi, sufletului. Zice, tu ca afară, că noi ieșit, 4 îngeri duce sub. Sfântul Antonie de ei vedea la 1.000 de kilometri că cea la o ieșit din trup. Asta e mintea cea mai curată și mai sfântă a Sfântului.